mușcat împotriva lui Hoban când era la Petrolul. Foarte ciudat, mi-era, jucam, dar în același timp mi-era parcă așa ciudat să nu cumva să-l lovesc, să... ciudat sentiment. Mă concentram să-mi fac meciul, dar în același timp să nu-l lovesc, foarte, foarte ciudat. Și m-a lovit el. La un moment dat trebuie cum trebuie să faci abstracție, după vreo 15 minute deja nu m-am gândit, am făcut abstracție de faptul că era prieten și mai ales că m-a și ajutat lovindu-mă de vreo două ori. Și după aia a început meciul normal. Luci, clar. Am petrecut o perioadă destul de scurtă și ne-am apropiat foarte mult. Părtășeam, practic, aceeași idee despre fotbal și probabil de aia ne-am înțeles foarte rapid și foarte bine. Adi Popa, clar. Tot el. Nu știu, mi se pare Royce, din câte văd. Marco Royce mi se pare foarte interesant, așa ca și atitudine. Mi se pare chiar un coleg exemplar. Mi se pare foarte interesant ca și coleg. Mai greu, să zic, din punctul de vedere al prieteniei cu antrenorii, pentru că totuși, chiar dacă îmi place să am un antrenor care e aproape de mine, trebuie să păstrez o distanță. Deci asta, din punctul meu de vedere, e mai greu. Guardiola mi se pare foarte interesant. Adică, cred că am putea vorbi câteva zile, luni, să-mi zică multe lucruri interesante despre filozofia pe care o adoptă. Să-l înlocuiești în momentul în care ai de făcut 50 de metri sprint înapoi în minutul 94. Adică să faci acel sprint pentru el. Mi-aduc aminte o fază care m-a marcat și mi-a rămas așa întipărit aminte. Penalti pentru Leicester. Ia Mahrez mingea în mână și merge să bată. În momentul respectiv, Vard era în luptă cu Aguero și cu Kane pentru titlul de golghete. Ajunge și în momentul în care pune mingea jos, face fiul cheam pe Vardy să bată mingea și aruncă mingea în mână. Vardy nu a zis nimic, a luat mingea, a pus-o, a dat gol și mi s-a părut extraordinar. Deci fără să zici nimic și-a adus aminte colegului, prietenului, era acolo în luptă pentru titlul de golgheter, ei luptându-se pentru campionat și practic, da. S-a părut un gest foarte frumos. Și aia e o chestie care transpiră practic prietenia, aprecierea și